Tirul încărcat cu articole de la cuși de câini făcute de copiii din Germania și până la roabe și materiale de construcție aștepta astăzi după amiază să fie descărcat. Aceste ajutoare au menirea de a-i ajuta pe reprezentanții Anima în demersurile lor. Un prieten de pe Facebook s-a făcut o campanie în Germania pentru ajutorarea unor adăposturi din țară, adăposturi de câini, între care și câinii. Deci au sosit astăzi cu un tir cu mâncare pentru câini, hrană uscată, materiale de construcții, materiale pentru operații și medicamente, curs de transport pentru câini și multe altele. Este un ajutor binevenit, pentru că suntem într-o situație dificilă privind și material de construcții și vrem să facem noi cuști pentru câini. Adăpostul fiind plin, nu mai avem unde să cazăm. Încercăm să mai facem încă, să reparăm din clădirile vechi ca să mai îi cazăm acolo. În oraș se abandonează foarte mult câini, aducem periodic, facem apel pe calea asta la cetățenii din Câmpul Lung, care văd și suntem și noi sesizați că se aduc câini în oraș, câini străini se aruncă din mașini, dar în schimb nu se face sesizarea poliției, asta fiind o infracțiune, abandonul de animale. Chiar zilele trecute, o mașină cu număr de Brașov, doar atâta mi-a spus număr de Brașov, o dubiță a lăsat în zona Brișoiului, 15-20 de câini, nu se implică nimeni, e foarte simplu, luăm telefonul, sunăm, veniți și luați. Ei sunt foarte mulți în adăpost și e foarte dificil să facem față. În Câmpul Lung sunt foarte mulți câini noi veniți. Câți aveți în adăpost? În jur de 1000. Ne-au adus pături, ne-au adus ceva mâncare, ne-au adus unelte, ne-au adus un furtun din acela special cu presiune pentru spălat, roabe, deci ne-au ajutat foarte mult. Din păcate, noi nu știm nici să apreciem ajutorul străinilor, nici că noi românii trebuie să facem ceva. Pe pescar zice să lămbesc, să pescuiască. Noi așteptăm cineva. Păi să vină nemții să ne ia câinii, adică cum, noi îi abandonăm, să vină nemții, să-i strângă, să-i ducă la ei. Dar e cum rezolvă problema? Și singura soluție zice gata, zice luați-i acasă, atâta. Nu că ei îi abandonează, toată lumea îi abandonează, zice luați-i acasă, iubiți, luați-i acasă. Asta este singura metodă. Nu, dar în Germania cum rezolvă problema? Păi cum au rezolvat, tot așa, numai cu sterilizare, pe plan național. Acest program care o să se implice și la noi, o să înceapă din aprilie, la sfârșitul aprilie. Sterilizarea și registrarea lor. La ei microcipare, la noi poate e scumpă microciparea, măcar frutalierea lui și tatuarea pe ureche, că-i taie crotalul. Când l-ai găsit în oraș abandonat, te duci la crotal, știi al cui este. L-ai prins că a abandonat câinele, dă-i nenea mea. Pentru că până la urmă educația se face și cu bât. Vin la piață, lasă un câine. Vin la autogar, lasă un câine. Vine și aduce vizită, copilul la școală. Mai lasă un câine. Și nu se poate. Și să înțeleagă odată, acesta nu este adăpostul primărie. Este adăpostul nostru. Este adăpostul asociației, iar noi avem un parteneriat cu primăria. Primăria plătește numai utilitățile. Utilitățile noi, și chiria pe și chiria, da, atâta. Iar noi, uitați-vă, mâncarea, sterilizarea, un tratament, deci curățenia, oamenii nu sunt plătiți de primărie, deci nu plătește primăria, nu banii oamenii, cum să spune totdeauna. Nu contribuabilul suportă întreținerea acestei adăposturi. Deci asta este, nu se poate așa ceva. Și tot timpul se spune ca domnul consilier, cum îl cheamă, Cipoteanu, că nu s-a făcut și nu se face nimica. Uitați-vă, cât să alerg. Eu să știți, eu alerg. Eu n-am făcut nici dansul izmenelor, nici dansul pijamalelor, nici nimic. Eu nu știu cum să alerg, să întrețin. Uitați-vă câți câini sunt. Dacă nu luăm aici, erau pe stradă. Nu este prima dată când adăpostul este vizitat și ajutat de străini. Vă reamintim faptul că în fiecare vară studenții olandezi vin împreună cu doctori specialiști pentru sterilizarea câinilor din teritoriu.